Înfrângere pentru DNA. Laura Vicol, avocata Alinei Bica, a fost achitată definitiv în dosarul de corupție pentru care a fost reținută de procurori acum 3 ani. La o emisiune TV, avocata a declarat că a suferit abuzuri în timpul procesului. Ținută cu cătușele inclusiv la medic, 3 ani de calvar, bunica mea a murit fără să știe că sunt achitată. Laura Vicol face acuzații grave și la adresa magistratului care a instrumentat dosarul. Apropo de răutatea procurorilor, procuroarea Monica Constantinescu mi-a promis că îmi va face un cadou frumos. Mi-a făcut rechizitoriu fix cu data zilei mele de naștere să fac plângeri penale pentru represiune nedreaptă și abuz în serviciu. O să urmăresc această procuroare până când va răspunde pentru ceea ce mi-a făcut, a ieșit la pensie. Avocata fostei șefe DICOT a fost trimisă în judecată în 2016 pentru fals, uz de fals, favorizarea făptuitorului, complicitatea la exercitarea fără drept a unei profesii. DNA susține atunci că Laura Vicol s-a folosit de statutul său profesional pentru a comite o ilegalitate. În martie 2015, Laura Voicu, apărător ales al inculpatei Georgia Ioana Deaconu, la data faptelor aflate în arest preventiv, cunoscând faptul că Learciu nu deține calitatea de avocat, fiind înscris în așa numitul barou constituțional, l-a desemnat să participe la activități de urmărire penală, ce urmau a se desfășura la sediul DNA în dosarul menționat, precum și în repetate rânduri în alte cauze aflate pe rolul DNA. În acest mod, cu referire la dosarul 189 Pepper 2012, prin faptul că l-a trimis la sediul DNA pe Nicolae Learciu pentru a acorda asistență juridică unei inculpate aflate în stare de arest preventiv, a cărei apărare este obligatorie potrivit legii, Laura Vicol a provocat în mod conștient o stare de pericol pentru înfăptuirea justiției, susțineau procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Laura Vicol a reprezentat-o pe Alina Bica, fostă șefă DICOT, timp de câteva luni în dosarul în care aceasta este acuzată de abuz în serviciu.